Bună, dragi mănuțe hărnicuțe și bine v-am găsit! Ioana Simina sunt și astăzi vă aștept alături de mine ca împreună să realizăm un nou proiect pentru Paști, un model de ou croșetat. Pentru acesta avem nevoie de două culori. Eu voi folosi un fir din gama Yarnart. Yarnart Ador este un fir antiscămoșare, culoarea galbenă, codul acestei culori fiind 332, este un galben mai pal, un alize coton gold, codul culorii este 610 și voi folosi și un fir gri de care voi avea nevoie pe interiorul urechilor. O nuanță de gri. Dumneavoastră puteți să lucrați cu ce fire doriți. Tot acest proiect îl voi realiza cu o croșetă de 2 mm, doar puțin să focalizez, așa, cu o croșetă de 2 mm. Voi folosi ochi, cu siguranță, ochi de 14 mm și un năsuc de acesta de catifia de culoare maro. Toate acestea sunt cu siguranță. Vom avea nevoie de un marcator, o farfecă, un ac și, bineînțeles, mult spor la lucru. Și vom începe cu realizarea corpului, cu partea de cap, ca să zic așa, și o voi realiza cu culoarea galbenă. Dăm fir după deget, realizăm un cerc magic, în interiorul căruia vom face 6 piciorușe scurte. Am făcut ochiul de lanț de fixare a cercului și în interiorul cercului 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. Dăm firul pe deasupra cercului magic, strângem bine cercul magic. La rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte două piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior. La rândul 2 vom avea 12 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6. Am uitat să vă spun, avem nevoie și de umplutură. Vom folosi umplutură pentru jucării. Eu folosesc umplutură siliconată, umplutură hipoalergică. Dumneavoastră puteți să realizați aceste ouă cu ce culori vă doriți. După ce am finalizat rândul 2, la rândul 3 continuăm seria înmulțirilor. La rândul 3 vom avea 6 grupe, câte un piciorul simplu, o înmulțire. La finalul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. Piciorul simplu, în următorul înmulțim. Piciorul simplu, în următorul înmulțim și așa vom lucra rând după rând până ajungem la rândul 7, unde vom avea 6 secvențe a câte 5 piciorușe simple, o înmulțire. La finalul rândului 7 având 42 de piciorușe scurte, după care rândul 8 va fi un rând simplu, un rând cu 42 de piciorușe scurte. Voi realiza și eu aceste rânduri, după care revin cu continuarea. Mult spor! După ce am finalizat, deci am ajuns la rândul 7, am făcut înmulțirile, am realizat rândul 8, unde de asemenea am avut un rând simplu. Deci la rândul 7 am avut 6 secvențe, câte 5 piciorușe simple, o înmulțire. La rândul 8 a fost simplu. La rândul 9 vom avea, începând cu rândul 9, la rândurile impare vom avea înmulțiri, la rândul 9 vom avea 6 secvențe, câte 6 piciorușe simple, o înmulțire. 3, 4, 5, 6 piciorușe simple, o înmulțire. Rândul 10 va fi un rând simplu, după care la rândul 11 vom avea 7 piciorușe simple, o înmulțire. Rândul 12 va fi simplu. Și tot așa, rândurile impare vom avea înmulțiri și la rândurile simple
rândurile pare vor fi rânduri simple până vom ajunge la rândul 19, unde vom avea 11 piciorușe simple, o înmulțire. La finalul rândului 19 vom avea 78 de piciorușe scurte. După care rândurile 20, 21, 22 și inclusiv rândul 23 vor fi rânduri simple, rânduri cu câte 78 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Nu consider că este nevoie să fac rândurile acestea de înmulțire rând după rând. Aici cred că am fost suficient de explicită și cred că ați înțeles ce trebuie făcut și atunci pentru a putea realiza tutorialele mai scurte, să nu trebuiască să fac tutorialele chiar așa de lungi. 5, 6 piciorușe simple, o înmulțire. Cum vă spuneam, rândul 10 va fi un rând simplu. Rândul 11 avem înmulțire, 7 piciorușe simple, o înmulțire. Rândul 12 simplu, rândul 13, 8 piciorușe simple, o înmulțire. Rândul 14 simplu. Rândul 15, 9 piciorușe simple, o înmulțire, rândul 16 simplu, rândul 17, 10 piciorușe simple, o înmulțire, rândul 18 simplu, după care, cum vă spuneam, rândul 20, vom avea, de la rândul 20 la rândul 23 vor fi rânduri simple, rândurile câte 78 de piciorușe simple pe fiecare rând. Voi realiza și eu toate aceste rânduri, inclusiv rândul 23. După ce finalizez rândul 23, revin cu continuarea. Mult spor! După ce am finalizat toate înmulțirile, am făcut rândurile simple de la rândul 20 la rândul 23 mai prima dată. Între rândurile 20 și 21 am pus ochișorii cu siguranță, cu distanță de 10 piciorușe scurte între ei. Iar undeva la între rândurile 22 și 23 i-am fixat năsucul. Eu am un năsuc din acesta cu siguranță, un năsuc atifelat, i-am pus unul de culoare maro. După ce am făcut și deci după ce am pus ochii și năsucul, dacă nu aveți năsuc de acesta catifelat, atunci lăsați spațiu și veți broda năsucul cu un fir de o altă culoare. Vom continua să realizăm rândurile simple de la rândul 24 până la inclusiv rândul 30 cu culoare galbenă. După care, începând cu rândul 31, vom schimba culoarea. Și acum mai realizăm rânduri simple de la rândul 24 la rândul 30. Și cum v-am mai spus și cum vă spun de fiecare dată, la fiecare tutorial, dacă nu aveți firul cu care lucrez eu sau culorile cu care lucrez eu, nu este nicio problemă. Sfatul meu, recomandarea mea este să folosiți fir antiscămoșare, fire recomandate pentru bebeluși, pentru că acelea sunt antiscămoșare și antialergice, fire care să aibă în compoziția lor și bumbac sau chiar fir de bumbac, fiecare în funcție de posibilități și în funcție de ce are la îndemână. Se pot adapta culorile. Regula de bază este, în funcție de firul cu care lucrați, să adaptați croșeta la firul dumneavoastră. Știți destul de bine, firele cu care lucrez eu și în tutoriale la mine sunt demonstrative. Încerc să realizez, să combin culorile, încerc să realizez jucării și în alt fel de culori, nu doar culorile normale, alb, albastru, alb, verde, pentru a vă da seama că pentru o jucărie aproape orice culoare este potrivită. În funcție de dorința noastră, în funcție de dorința clientului sau de dorința copilului. Până la urmă, dacă realizăm o jucărie pentru un copil, și acela este tot un mic client, pretențios și cu multe idei năstrușnice. Deci vom realiza rândurile simple până inclusiv la rândul 30, după care revin cu continuarea. După ce am finalizat și rândul 30, am tăiat firul de la mine, firul de culoare galbenă, firul cu care am realizat
capul și vom trece la firul de altă culoare. Eu am această nuanță de verde turcoaz. La rândul 31 vom avea un rând simplu, un rând cu piciorușe simple, doar că lucrat în back loop. Lucrăm pe bucla din spate, vom prinde și firele în lucru, atât firul verde cât și firul galben, și lucrăm doar pe partea din spate, pe bucla din spate, vom avea un rând simplu, un rând cu 78 de piciorușe scurte. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi de la rândul anterior, dar lucrăm, cum vă spuneam, doar pe bucla din spate. După care, de la rândul 32 până la rândul 41, inclusiv, deci de la rândul 32 la rândul 41 vom avea rânduri simple, rânduri a câte 78 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Vom lucra, vom lua ambele bucle, începând cu rândul 32, doar rândul 31 îl lucrăm în back loop, ca mai apoi să putem să-i realizăm un guleraș. Voi realiza și eu aceste rânduri, după care voi reveni la rândul, de la rândul 42. Să aveți mult spor! După ce am realizat rândurile simple de la 32 la 41, începând cu rândul 42, vom începe să scădem. La rândul 42 vom avea 6 grupe, a câte 11 piciorușe simple, o scădere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe simple, o scădere. Vom avea 6 astfel de secvențe. La finalul rândului 42 vom avea 72 de piciorușe scurte. Rândul 43 va fi un rând simplu, un rând cu 72 de piciorușe scurte. La rândul 44 vom avea de asemenea 6 grupe, 6 secvențe, câte 10 piciorușe simple, o scădere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe simple, o scădere. Avem 6 astfel de grupe. La finalul rândului 44 vom avea 68 de piciorușe scurte. Rândul 45 va fi din nou un rând simplu, după aceea un rând cu 66 de piciorușe scurte. După care, de la rândul 46 până la rândul 49, vom avea scăderi consecutive până vom ajunge, cum vă spuneam, la rândul 49, vom ajunge la 6 piciorușe simple, o scădere. După care, din nou, rândul 50 va fi un rând simplu. Dar acum revenim la ale noastre. 10 piciorușe simple, o scădere. 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe simple, o scădere. Și așa cum vă spuneam, rândul 45 va fi un rând simplu, un rând cu 66 de piciorușe scurte. După ce am finalizat rândul 45, care, așa cum vă spuneam, a fost un rând simplu, un rând cu 66 de piciorușe scurte, la rândul 46 vom avea secvențe a câte 9 piciorușe simple, o scădere, la rândul 47 vom avea secvențe a câte 8 piciorușe simple, o scădere, la rândul 48 vom avea secvențe a câte 7 piciorușe simple, o scădere. Știți, câte 6 grupe pe fiecare
la fiecare rând. La finalul rândului 48 vom avea 48 de piciorușe scurte. La rândul 49 vom avea 6 grupe, a câte 6 piciorușe simple, o scădere. Rândul 50 va fi un rând simplu, un rând cu 42 de piciorușe scurte. După care, la rândul 51 avem 5 piciorușe simple, o scădere. Rândul 52 este un rând simplu. La rândul 53 avem 4 piciorușe simple, o scădere. La rândul 54, 3 piciorușe simple, o scădere. Rândul 55, 2 piciorușe simple, o scădere. Vom avea 18 piciorușe scurte la finalul rândului. Rândul 56 vom avea un picioruș simplu, o scădere. Iar la rândul 57 vom avea 6 scăderi consecutive. Nu uitați, undeva la rândul 53 introduceți umplutura cât este necesară. La mine va merge umplutură multă. Introduceți umplutura de cât este necesară până nu se îngustează foarte tare rândurile, iar după ce finalizăm și rândul 57, cu ajutorul acului de cusut vom încheia cele 6 ochiuri care ne mai rămân. Voi realiza și eu toate aceste rânduri, până inclusiv rândul 57, iar în partea a doua a tutorialului voi reveni cu mâini, picioare, urechi și toate celelalte. Mult spor!